Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaj ar dori să vă transmită persoana dumneavoastră dragă în funcție de varianta aleasă de dumneavoastră și anume varianta numărul 1, cea cu această floricică și varianta numărul 2, cea cu această floricică. Vă rog să alegeți în mod intuitiv varianta care vă atrage mai mult. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, Vă rog să puneți pauză pe videoclip și reveniți după ce v-ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce ar dori persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Să vedem în primul rând bilețelele iubirii ce vă... Ce mesaje au pentru dumneavoastră în funcție de cum se desfășoară relația dumneavoastră cu persoana dragă. Și iată ce spune primul bilețele: Liberează-te de trecut și îmbrățișează noi posibilități. Un nou drum se deschide acum în fața dumneavoastră. Mergeți înainte cu încredere. Foarte frumos, începutul este promițător. În cazul în care ați avut neînțelegeri în trecut. Bineînțeles, ori încercați să treceți peste aceste răni pricinuite de relațiile trecute și încercați să vă împăcați cu partenerul actual, dar luând-o de la capăt și lăsând în urmă neînțelegerile, ori vă orientați către o nouă relație, către un nou partener cu care vă înțelegeți mult mai bine. Și cu care sunteți mai compatibili. Cert este că un nou drum se deschide acum în fața dumneavoastră și trebuie să aveți încredere că totul va fi bine. Iată, deci se pare că totuși trebuie să, să vă detașați de această persoană. Ori v-a rănit foarte mult. Deci, și al doilea bilețel vă spune același lucru. Alegeți o nouă direcție. Alegeți un nou drum. Deci se pare că aici unde sunteți în această relație cu această persoană, sunteți blocați, nu relația nu mai evoluează. Sunteți probabil nefericiți, frustrați și de aceea trebuie să vă eliberați de această situație neplăcută și să mergeți pe un nou drum. Aveți încredere în această persoană. Deschideți-vă inima pentru a oferi și a primi iubire. Probabil că această, acest mesaj se referă la o nouă persoană care va intra în viața dumneavoastră și care vă va face mult mai fericiți, pentru că se pare că în relația anterioară nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, noua persoană care va intra în viața noastră este o persoană de încredere și vă puteți deschide inima în fața dânsei pentru că se pare că nu vă va răni și din potrivă vă va oferi iubire, dar trebuie să oferiți și noastră, la rândul noastră iubire. Apreciați lucrurile pozitive pe care le aduce partenerul în relație. Dați dovadă de admirație și afecțiune față de partener. Iată, deci va fi o relație foarte frumoasă, bazată pe înțelegere și respect reciproc. Vă veți admira unul pe celălalt și se pare că va fi o relație bazată pe foarte multă iubire pe care dumneavoastră o veți aprecia foarte mult și, vă va, după cum spuneam, vă va face foarte fericit, fericită. Să vedem ce trebuie să faceți dumneavoastră. Iată, este ok să spui nu. Se pare că în relațiile anterioare dumneavoastră a spus numai da, ați făcut numai cum a dorit partenerul. Ați oferit foarte mult și ați primit foarte puțin în schimb, nu trebuie să mai faceți acest lucru în noua relație. Deci este ok să spuneți nu. Să vă mai vedeți și de propriile dumneavoastră interese, de propriile dumneavoastră plăceri, hobby și așa mai departe. Deci nu mai puneți neapărat pe primul plan partenerul. Trebuie să vă acordați atenție și dumneavoastră și dorințelor dumneavoastră. Și haideți să vedem oracolul viziunilor spirituale, ce mesaj are pentru dumneavoastră. Avem lamela cu numărul 38. Să vedem pe scurt ce vă transmite această lamelă. Pace lăuntrică profundă, dumnezeiască, magia tainică a momentului prezent. Ce frumos, deci iată, dumneavoastră trebuie să vă bucurați de momentul prezent. Faptul că v-ați detașat de această relație care v-a adus neliniște și neînțelegeri și anxietate, iată, vă determină să ajungeți la o pace lăuntrică profundă și trebuie dumneavoastră să apreciați foarte mult momentul prezent pentru că în curând se pare că un nou partener de încredere va apărea în viața dumneavoastră și veți fi mult mai fericiți. Haideți să vedem ce vă transmite persoana dragă acum. Te-am respins pentru că nu vreau să-mi asum responsabilitatea, da, poate că are responsabilități în altă parte și atunci nu își poate asuma responsabilitatea cu noastră, sau pur și simplu este o persoană superficială care, în general, nu își asumă responsabilități. Familia ta nu o să mă placă. Ești foarte sexy, deci e foarte atrasă de noastră această persoană dar s-ar putea să-și dorească o relație bazată numai pe această atracție și nimic mai mult, pentru că nu e pregătită să-și asume responsabilitatea unei relații profunde. Hai să o luăm pas cu pas. Iată, poate cu răbdare, din partea amândoura, veți ajunge la o relație mai profundă, dincolo de atracția aceasta fizică. Mi-aș dori să-mi dai un semn că te gândești la mine. Nu credeam că mă voi simți atât de vulnerabil. Poți să mă ierți? Da, și-ar dori să o iertați, dar totuși, după cum vă spuneam, primul mesaj, responsabilitatea tot nu și-o asumă, așa că nu știu dacă e cazul să mai priviți în urmă. Îți mai amintești de ultima noastră întâlnire? Da, încearcă să vă fac să deveniți nostalgici, să vă amintiți de momentele frumoase petrecute împreună și în felul acesta poate se gândește că o să-l iertați și o să vă împăcați cu această persoană. Spunem că mă vrei și renunți la tot, Poți să mă invi și tu la întâlnire. Da, și ar dori să vadă din partea dumneavoastră că încă mai țineți la această persoană, că vă doriți această persoană, dar în momentul în care vă veți întoarce la dânsa, probabil o să vă spun același lucru, că nu își asumă responsabilitatea unei relații serioase. Dar haideți să vedem ce trebuie să faceți dumneavoastră, să aveți succes pe toate planurile. Mă detașez și mă elib elib eliberez de părerile și comportamentele altor oameni. Modul în care se poartă alții cu mine este problema lor, însă modul în care eu aleg să reacționez este problema mea. Iată, deci, cam același mesaj ca și primul mesaj noastră: trebuie să vă detașați de trecut, să vă eliberați de toată, toate comportamentele, părerile altor oameni care nu sunt neapărat în concordanță cu părerile dumneavoastră și să mergeți înainte cu încredere. Nu-i lăsați pe ceilalți să vă afecteze viața, să vă afecteze starea de spirit. Și dacă anumite persoane consideră că nu se pot înțelege cu dumneavoastră, urați-le drum bun, dar nu trebuie să vă gândiți că sunteți noastră mai prejos de dânsele. Haideți să vedem carturile celor, cardurile celor patru legăminte ce vă transmit. Nu fă exces de zel. Fă întotdeauna tot ce stă în puteri, dar nu fă exces de zel. Atunci când faci exces de zel, tu se secătuiești corpul de energie și astfel acționezi împotriva interesului personal, căci îți va lua mai mult timp să-ți îndeplinești scopul. Exact ce spuneam mai devreme este ok să spuneți nu, da? deci nu, nu, mai faceți exces de zel în a-i mulțumi pe ceilalți. Pentru că, iată, dacă faceți acest lucru, dumneavoastră practic nu mai ajunge să vă îndepliniți scopurile personale. Deci concentrați-vă pe propria persoană și nu mai faceți exces de zel în a-i mulțumi pe ceilalți. Haideți să vedem acum cei care ați ales varianta numărul 2. Ce vă transmite persoana dragă? Iubire! Vă veți îndrăgosti în curând! Ce frumos! Foarte frumos începutul. Primul mesaj pozitiv. Deci, iată, fiți pregătiți pentru că în curând vă veți îndrăgosti. Aveți și de unde alege, iată, aveți opțiuni. Probabil că sunteți o persoană foarte atractivă și acum bune, puneți în balanță să vedeți care persoană este mai potrivită pentru dumneavoastră. Pasiune. Inima și sufletul dumneavoastră cântă de bucurie. Ce frumos, foarte frumoase mesaje. De se pare că în viața noastră a intrat o persoană care vă umple sufletul și inima de bucurie. Iată. Certurile trebuie să aibă un scop constructiv, deci trebuie să evitați certurile cu această persoană pentru că se pare că puteți avea parte de clipe foarte frumoase alături de dânsa. Discuțiile în contradictoriu sunt benefice atât timp cât scopul lor este de a găsi soluția unei probleme. Bineînțeles, deci doar atât. În rest, nu are sens să vă contraziceți unul pe celălalt și să vă stricați clipele plăcute petrecute împreună. Iată, nu mai sta pe gânduri, distrează-te, ce frumos, deci până acum nu mai mesaje pozitive. <coughs> Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să evitați certurile sau să discutați, bineînțeles, doar pentru a clarifica anumite probleme, dar nu pentru a vă impune punctul de vedere. Haideți să vedem oracolul viziunilor spirituale ce mesaj are pentru dumneavoastră? Și avem la mela cu numărul, numărul 32. Să vedem pe scurt mesajul acestei lamele. Amintiri binefăcătoare, lecții ce au fost învățate și asimilate, alegerile faste care sunt înfăptuite. Iată exact ce vă spuneam de acele opțiuni pe care le aveți. Dumneavoastră se, se pare că veți alege uh, un partener foarte potrivit pentru dumneavoastră, veți face o alegere foarte bună. Ați învățat din greșelile din trecut, și acum veți face în așa fel încât să nu le mai repetați. Dar haideți să vedem persoana dragă ce vă transmite. Poți să-mi cere ajutorul. Iată, se pare că această relație se bazează și pe o frumoasă prietenie. Nu-mi place tăcerea ta. Dumneavoastră ați ales momentan să nu comunicați cu această persoană. Nu pot să gândesc limpede în prezența ta. Ce frumos! E foarte atrasă și îndrăgostită de dumneavoastră această persoană. Da, dar se pare că momentan este implicată în altă relație și dumneavoastră ați ales să nu mai comunicați cu dânsa, probabil pentru a o determina, să ia o decizie, să aleagă ori o persoană, ori pe dumneavoastră, ori pe persoana cu care este, ori pe dumneavoastră. Nu putem avea o relație, dar îmi place compania ta. Da, pentru că are altă relație. Sper și mă rog să fim împreună. Ce frumos, se pare că înclină balanța spre a fi cu dumneavoastră această persoană. Ești un înger. Foarte frumos, se pare că este nefericită în relația în care se află. Îmi doresc să te întorci la mine. Foarte frumos. Însemn totul pentru mine. Ce frumoase mesaje, ține foarte mult la noastră, vorbește foarte mult. <laughs> nu te mai juca cu mine, da? Deci nu-i place că nu comunicați cu dânsa, probabil nu-i răspundeți la mesaje, la apelurile telefonice și atunci este foarte supărat. <gângăt> da, și-ar dori să reluați comunicarea, să vă revedeți, este foarte dor de dumneavoastră aceste persoane, dar zi ce trebuie să faceți noastră pentru a avea succes în tot ce întreprindeți. Învăț din momentele mai puțin frumoase lecții cu adevărat importante care să mă ajute să cresc și să mă transform în cea mai bună versiune a mea. Foarte frumos, exact ce vă spuneam mai devreme mesajul de la cartea oracolului, oracolului, viziunilor spirituale. Dumneavoastră ați învățat din greșelile din trecut și iată, în felul acesta, vă puteți bucura de momentele și clipele frumoase, fericite din prezent. Și să vedem și cardul celor patru legăminte, ce vă transmite, cere ceea ce îți dorești. Iată, pentru că această persoană, după cum vă spunea, este aici pentru... A vă cer, oricând îi cereți ajutorul este dispusă să vă ajute și să facă ceea ce vă doriți numai pentru a vă face fericit și pentru a fi împreună cu aceasta găsește curajul de a cere ceea ce îți dorești ceilalți au dreptul de a-ți răspunde afirmativ sau negativ dar tu ai întotdeauna dreptul de a cere în mod similar fiecare om are dreptul de a-ți cere ceea ce își dorește iar tu ai dreptul de a-i răspunde afirmativ sau negativ da, deci dumneavoastră trebuie să comunicați cu această persoană să-i spuneți clar ce așteptări aveți de la dânsa, să facă și dânsa același lucru cu dumneavoastră, pentru că se pare că există potențialul unei, unei relații fericite cu această persoană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!